Viața bate filmul. Nu țin minte că m-a vizitat mama. Am dat interviu pentru voi, în direct, de pe patul de spital și m-am uitat la interviu și am spus a, mama n-a venit, că a fost acasă cu ela. Și când am ajuns acasă, mă zicea, păi să știi că eu am venit de două ori chiar. Nu mi-aduc aminte. Treptat m-a izbit realitatea. Și cel mai mult m-a izbit când am ajuns acasă. Și când mi-am văzut copiii, da, când am văzut-o pe ela. Și... uita la ela, cu siguranță. Și la Clara. Și mi-am dat seama că ele două acum sunt bucuria vieții mele și că am fost atât de norocoasă că datorită doctorilor, datorită lui Dumnezeu, datorită Universului, am primit o a doua șansă să pot să fiu în viață pentru ele, să le creștem împreună, să aibă o mamă. Pentru că dacă muream și nu rămâneau fără mamă, era o traumă imensă pentru ele. Și mai ales pentru Ela, pentru că Ela a trăit cu mine 2 ani jumate și cât am fost în spital, îmi spunea George că a pupat tabloul, ne avem un tablou cu toți trei în dormitor. Mami, mami. La starea ei au contribuit și comentariile fanilor. Eu sunt de ani și ani de zile, sunt buldozer, adică nu mă las afectată în general de nimic și sunt puternică pentru că am început la 10 ani, să când la 12 ani în Formula Andrei și sunt tăbăcită, am pielea tare. În schimb, acum am fost prinsă într-o perioadă foarte sensibilă și am intrat și am citit comentariile negative și m-au afectat foarte tare chiar. Au fost unele comentarii care au zis că nu a existat acest top cardiorespirator, că a fost doar un teatru. Am plâns, da. Am plâns. Dar plânsul e bun câteodată pentru că te descarci. Și e bine. Și abia aștept să mă duc la terapie. De mulți ani nu merg la terapie, dar abia aștept să mă întâlnesc cu terapeuta. Mulți oameni se așteaptă că dacă ești pe patul de spital, să fii urâtă, nu știu, să fii nearanjată, ciufulită, nu știu, știi? Și când arăți prea bine... Da, când arăți prea bine, a, nu, făcătorul n-are cum. Cum, adică ea s-a trezit și brată, e așa? Păi, dar asta e imaginea mea. O suferință foarte mare, mai ales pentru familia mea. Mamei mele, soțului meu, prietenilor mei. George mi-a spus că a sunat o groază de lume și avea mesaje pe telefon. Și George mi-a spus, când te-am văzut intubată, nu mi-am imaginat vreodată să o văd pe mama copiilor mei și pe soția mea să o văd așa. Îți faci tot felul de scenarii. Te gândești, se trezește, nu se mai trezește, rămâne cu sechele, ce fac, am 2 copii de crescut. Adică e foarte greu pentru familie. Nu că m-am sacrificat sau că am făcut o casă sau cel mai pentru copii. Deci de asta am plâns. Am plâns foarte mult pentru că m-am gândit că exista șansa ca fetele mele să crească fără mamă. Și acum dacă vorbesc, vine să plec. La durerea lor, nu la mea, da. Că eu nu mai eram. Dar la durerea lor să crească și mai ales Ela care a apucat să mă cunoască, că cea mică, să zicem, se atașa poate de mama, de bonă, de cineva, o figură feminină, da? Dar Ela care a apucat să mă cunoască ar fi fost o traumă enormă, enormă pentru ea. Corect. Și să crească amândouă fără mamă este ceva îngrozitor. La asta m-am gândit cel mai mult. Trebuie să mergi la terapie după o astfel de întâmplare, pentru că trebuie să scoți afară toată suferința. Acasă când am venit nu m-a durut atât de tare operația cât psihic, tristețea și emoțiile pe care le-am avut. Ne-a unit mai mult pe mine și pe George, simt asta. Ne-a unit, cred eu, atât de tare încât nimic nu ne mai poate separa, despărți sau tulbura. Bine să plâng. Ești emotiv acum. Da, rău. Mama ta ce a zis? Cum e? Mama, până a doua zi, nu știa ce se întâmplă cu mine. N-a știut. Și George nu putea, dacă nici el n-avea răspunsurile concrete, da. Nici el n-a știut. Și soacra mea la fel. Adică ele erau aici, în București, dar nu știau ce se întâmplă. Unul din noi trebuie să doarmă cu Ela, neapărat, să nu simtă. Da. Da, și celălalt, cu rândul, și nu doar același părinte, pentru că apoi o să simtă că celălalt o neglijează. Da. Deci trebuie să facem cu rândul. N-are dar oricum eu am insomnii. Ai insomnii? Da, pentru că am dormit mult în spital, sedată fiind, acum am insomnii. Cu cine seamănă Clara? Mie mi se pare că seamănă cu George. Și el a semănat și ea tot cu George. Da, așa cum a seamănă cu mine, a crescut și a definitivat trăsăturile. Și să vedem și Clara. Nu o să o arăt în următoarele 6 luni. Ați stabilit cumva dinainte, că nu mă gândesc acum niciodată, n-ați avut ceva cu botez? Peste vreo 6 luni, așa. La 6 luni? Da. Să fie vară complet? Cam așa, cred că august, septembrie, da. Și probabil tot atunci o să și arătăm, să se mai...